pe cei de la voluntari și merită toate laudele. Vedem unde sunt cocoțați sus de tot. Asta și pentru că a profitat de pasul greșit al lui Șepși. Dar acum hai să nu punem etichetă după un meci greșit al lui Șepși. Ce voiam să observ că Ciobotariu lasă o echipă foarte bună la voluntari, pentru că în mare este acea echipă. Merge prea Șepși și a făcut lucruri extraordinare și acolo. Dar nu e mai puțin adevărat că acest cuplu, Dună-Poenaru, a pus ceva peste ce a lăsat Ciobotariu și nu e întâmplător că vedem o echipă articulată, o echipă care a avut capacitatea, cum remarcai și tu, Șumi, să pună în dificultate, adică a anulat practic orice încercare ofensivă rapidului. Mi s-a părut că voluntariu a fost în control de la început până la sfârșit și acel copil, Doru Andrei, mie mi-a plăcut, că de-aia ziceam și la începutul emisiunii, pe partea stângă acolo, e bun pentru naționala sub 21, mi s-a părut că joacă oriunde pe banda stângă, a făcut toată banda efectivă, a alergat în continuu acest copil. Da, omogen, joacă de mult timp împreună, un nucleu de bază, au o filozofie, îi ajută foarte mult acest Nemeț, îi ajută foarte mult în momentul în care joacă mingii lungi, fie își câștigă duelurile aeriene, devin ceea ce se întâmplă și la primul gol aici. Ceea ce se întâmplă, n-ai voie, ok, Săpunarul pierde duelul aerian, dar ceilalți n-ai voie să ai fundat și în careu deja și să creezi acel gol în secunda 10. Eu mereu le spuneam echipelor mele să fiți atenți pe începuturile de joc. Și care sunt începuturile de joc? Știi care sunt începuturile de joc? Începuturile de joc sunt asta. Și când iei gol. Și când iei gol sau când dai gol. Sunt cele mai importante momente. Ai dat gol. Ține 5 minute de golul ăla să nu iei altul sau dacă poți să-l dai pe al doilea sau dacă ai luat gol să fii foarte atent să nu iei pe al doilea că s-a terminat meciul. E, aceste momente sunt foarte importante în decursul unei partide. Dar, uitați-vă, nu se poate. Fundașul central trece la nivelul mijlocașilor, Săpunaru, pierde duelul aerian, se creează un gol în zona lui acolo și șutează, nu știu, și golul ok al portarului, n-a văzut, a zis că a fost și o traiectorie cum a fost, dar și copilul, uitați-vă cum pleacă după loc, adică ca potență, ca viteză, imediat cum pleacă și își face pașii în zona centrală. Normal, altcineva și-ar fi luat în zona laterală. El caută imediat să întoarcă, uitați-vă aici. Printre doi, ce potență are și cum îi lasă în spate, cum pleacă. Și o lovește foarte bine. Da. Corect. Bravo lui Doru Andrei și de remarcat, bine, îi urăm multă, multă sănătate lui George Merloi, de remarcat că voluntar reușește asta fără cel mai bun om al lor, pentru că s-a accidentat foarte devreme George Merloi. O ruptură de ligamente, înțeleg că care, sperăm să-i revină cât mai repede. Joc foarte bune, pasau foarte bine. Da, dezinvoltură și în fața careului, ieșeau cu triunghiuri de pase, adică voluntariul mi-a plăcut. Da, nu e întâmplător. De văzut ce se va întâmpla mai departe la Rapid. Sigur a venit acest fotbalist, a fost prezent ieri la meci, Rahmani. Îmi scriau prieteni ai emisiunii, poate să fie 4-3-3 cu Rahmani acolo sus, în față. Și unde Duganzic? Duganzic în centru. Duganzic și Rahmani în centru, bandă. Rahmani să joace în bandă. Bandă? Da, niciodată, e nouă ori cât casă. Da? Deci, l-am urmărit, am vrut să-l iau în Saudia, eu, hai, ca să-ți spun și asta. Și pe asta. Am vrut să-l iau în Saudia, a dat 30 de goluri anul trecut la Balcan, este marcator pur sânge. Deci, păi dacă îl duci în bandă vreodată, un transfer bun. Da, pe Rahmani, la ce știu eu, acum depinde cum îl folosești și unde îl pun, sau sistemul care îl pun, trebuie să-l folosești. Rahmani era exact ce Dugan zice acum la Rapid, jucau cu un singur atacant și este un jucător de careu, care trebuie să-i aduci mingea în careu să marcheze. Dacă îl duci în bandă, automat da, îl vezi complementar cu Dugan zice să joace amândoi în sistemul ăla. 4-4, nu sunt combinativi. Nu sunt combinativi. Sunt același gen de jucător, în opinia mea. Deci, adică sunt numărul 1, sunt jucători de arie, de careu. Sunt jucători cum era Marius, care se lupta, se întorc bine. El, din punct de vedere fizic, stătea mult mai bine și tehnicitate mai bună. Avea stângul și astea. Și el este un jucător, sunt jucători care dacă e scos în zonele laterale, ceea ce s-a întâmplat și cu Duga Ziceri, se anulează. Din punctul meu de vedere, da, asta mi se pare o observație. Și la meciul cu Botoșani și la meciul cu voluntari, iese mult mai mult de pe poziția lui, să vină mai spre... Și am lucrat cu antrenori italieni și ca atacant central îți cerea să ieși de acolo pentru a intra benzile în spațiul creat de tine, da. Cam asta cred că a fost indicația, o părere. Da. Se poate, da. Despre Papo? Cea mai mare greșeală, în opinia mea, că l-a schimbat și atât acasă etapa trecută, cât și acum.
este singurul jucător care mi se pare că poate să dea o pasă filtrantă, are centru de greutate jos, să scoată om din joc, să scoată faulturi, jucător inventiv care poate să dea și golul de ieri, lasă foarte bine mingea printre picioare, adică un jucător inteligent face cât o pasă de gol. Eu nu l-aș fi scos la pauză niciodată, adică pe papel. La fel se întâmplă și cu Botoșani. Cu Botoșani îl scoți, din momentul în care l-ai scos, nu ai mai avut nicio situație de a marca, decât Ionit a vrut să dea cotit, aia colțul lung cu Botoșani acasă. Deci Rapidul are probleme în momentul în care întâlnește echipe care se apără supraaglomerat. Nu găsesc soluții să elimine jucători, să facă superioritate numerică. Când tu nu faci superioritate numerică nici în banda stângă, îl duci pe Brown în partea stângă, păi ai nevoie să deschizi la margine. În momentul în care echipele se aglomerează în zona centrală, tu trebuie să te duci către margine. Cum te duci către margine? Cu fundaș și lateral. Păi Brown în momentul în care primește mingea nu are stângul. El tot ce face își face în interior și o joacă înapoi. Automat. Fiindcă dacă vrea să joace, e densitate de jucători sau îl are doar pe Dugan, zici. Fiindcă nu are niciun număr 10 lângă el. Cârjan fuge de contacte. Este un jucător plăpând care fuge de contacte. Vine să ia mingea. Și atunci cum să pătrunzi între linii? Cum să intri? Cu cine să intri? Costache, începi ieri cu Costache. Jucător liniar. Eu l-am avut la CFR. Jucător liniar. Să duce bandă stângă, să duce. Acest provocarea cum ai fi jucat ieri? Poftim? Cum ai fi jucat ieri? Depinde, nu știu, că nu am pregătit echipa, nu știu eu așa din ce... N-am pregătit, trebuie să-i văd și eu săptămâna la antrenament, să pregătești antrenor. Adversarul, te uiți, trebuie să mă uit la adversar, să eu n-am e uitat. După, e un joc acum, nu... Cine? Ăsta... Eu niciodată nu n-aș juca cu Brown bandă stângă la mine. Păi anul trecut, Onea, Grigore, iar. Dacă mie, nu știu, Grigore, indiferent, Grigore și Șchiop. Și tu operat de tendon acum, tu nu te supăra, trebuie să joace. La ce se întâmplă acum. Păi eu, în primul rând, părerea mea, Rapidul în momentul de față, nu poate să joace decât în 3 fundași centrali. În momentul în care joacă în 2, au mari probleme. Nu vreau să dezvolt subiectul. Nu vreau să dezvolt subiectul, dar care înseamnă să vorbesc prea mult. Înțeleg. Onea, anul trecut, până în etapa 30-a, în sistemul ăsta, Onea, Săpunaru, Grigore, Junior Moraes, erau cea mai bună apărare din campionat. L-ai adus pe Brown, l-ai băgat bau odată dreapta, bau odată stânga. Junior Molaieș l-ai spus de tot și îl bagi ieri, după 45 de minute îl scoți. Onea îl treci pe banc. Adică se vede și la domnul Bergodi, cu tot respectul pentru el ca antrenor, că încă caută. Busola nu găsește. Adică nu găsește. În momentul în care schimbi de la o etapă la alta 5-6 jucători. Dar nu, doar etapa asta. Pentru că primele 3 etape a mers chiar pe aceeași echipă. Bun, și de la etapa trecută până la etapa asta să schimbi 5-6 jucători. Mult, zici. După aia să-i bulferzezi iară, să-l treci pe Brown din dreapta în stânga, din astea, sunt repere clare. Tu ieri, în momentul în care ei se apărau și cu 3 fundași centrali, ce trebuie să faci? Să stai cu jucător pe linie. Pe linie aici. Cu cine stăteai? Păi Brown ajungea, poate să-și centreze cu piciorul stâng niciodată. Nu poate, nu. Adică sunt niște lucruri care sunt vizibile, nu trebuie să le spun eu ca antrenor sau sunt colegii mei aici care n-au îmbrățișat această meserie și eu mereu sunt expus și vin și vorbesc și spun dar noi te întrebăm oameni, și bai calitatea asta de expert DigiSport. Sunt oameni abilitați care pot să spun și văd lucrul ăsta, Rapidul nu se descurcă în fața unui... În densitatea asta încercam, sau în densitatea pe care a făcut-o voluntariu, că a făcut-o foarte bine. Da. Și voluntariu a schimbat sistemul. Da. Că nu trebuie să-i lărgești. Deci ai nevoie de benzi. Să ai jucător să-i lărgești, după care să poți să joci între linii. Fiindcă dacă tu joci numai zonă centrală și ei se aglomerează, nu mai. Iar în momentul în care ajungi și centrezi și Dugan zice, iese de acolo, pe cine să câștige în fața lui Arma și la cap? Lor le-a și convenit. Funșo e bandă. Funșo, dacă n-are spațiu să-i dai mingea în profunzime să alerge, din punct de vedere tehnic, să ia unul contra Semedo, știi, era unul contra unul sau astea, sunt probleme sau pe combinații. Îți trebuie jucători. Deci și la concluzia că Rapid n-are un lot. Cine? Că Rapid are un lot de titlu acum? Nu mai vreau să bai. Vorbesc că iar. Eu anul trecut, când am spus clar, Rapidul a luat cantitate, nu calitate. Mama, au început toți și Mudică, că le știe el, că nu știu. Uite că s-a adeverit. Acum mă abțin, nu știu ceea ce se întâmplă, dacă are lot de titlu sau nu are lot de titlu. Din rezultatele vorbesc.
în momentul de față. E de vreme, vom vedea, nu? A zis Marius. Păi, și FCSB a început FCSB foarte slab și până la urmă... Da, dar FCSB avea fotbaliști. Au venit Rahmani, să vedem. Mai scrie cineva că va fi transferat Dugan, zici, și de aia va juca Rahmani. Și ea rămâi fără un vârf. Rămâi doar într-un vârf. Da. Bun. Probabil mai ia pe cineva. Zi, da, ce-ți mai zici ceva? Păi stai puțin, stai, pot să-ți mai pun o întrebare? Te rog. Două întrebări am, de fapt. Că tot m-a invitat și m-a iritat așa un pic. Nu, dar m-a iritat un pic așa. Dar ai nevoie de nu, că nu știu, cu butoanele alea l-am folosit ca armeanul, cântar. Știi când armeanul... Da, l-am avut la lotul de tineret și a venit unul cu un laptop și zice, da, auzi, bă, că nu facem cântarul astăzi. Și era, credea că e cântar. Deci e adevărat. Dumnezeu să-l odihnească, da. Adevărat. Vreau să spun ceva. Deci dacă tu-l vinzi pe Dugan, zici, cum zici tu, că va pleca Dugan... Nu, îmi scrie cineva, nu zic eu. Ok, scrie cineva că va pleca Dugan, zici, și rămâne Rahmani. Păi dacă să ia mutul. Bun, în două asta săptămâni se accidentează Rahmani, ferească Dumnezeu. Ce se întâmplă? Corect? Corect. Alt exemplu îți dau. În două săptămâni, ferească Dumnezeu, se accidentează Moldovan. Cine apără la Rapid acum? Îți dau un exemplu, se accidentează. Drăghia. Cine? Nu-i Drăghia. Păi nu te supăra pe mine. L-ai văzut cum arată Drăghia? Cam nu arată bine. Cine Drăghia? Mi se pare un băiat simpatic. Păi da, dar cred că are cel puțin 7 kg în plus. Păi hai să spunem lucrurilor pe nume. Ce, uitați-vă că când iese la încălzire, eu am crezut că e All Boys. Că e vreun meci de All Boys. Mai are vreo 2 copii pe acolo, dar nu poți să stai în ei, păi, într-adevăr. Unul e de viitor, nu, chiar dar, de multe ori și-a trăit poziție de portar. Greșesc cu ceva? Ungureanu. Greșesc? De multe ori și-a trăit. Trebuie să fie acoperit și la al treilea portar. Cea mai mare frică acolo. Și la al treilea portar trebuie să fie acoperit. Nu știu. Păi dacă va lua cartonașe moldovan? Și se accidentează la încălzire, celor. Și se accidentează Drăghia, poftim, care tu zici de Drăghia. Cine apără? Nu, dar sunt scenarii care... Drobul de sare, se da. Se întâmplă, de altă parte, nu, că a fost pusă întrebarea. Dar eu am pățit în Turcia așa ceva. Mi s-a accidentat primul portar. Și aveam portar Ghiunai, care venise de la Beşiktaş. Și al doilea era Yuri Lodgin, care venise de la Zenit San Petersburg. Deci doi portari care mă bazam oricând. Și mi s-au accidentat amândoi și a apărat un copil de 20 de ani. Nu, dar eu mi-amintesc aceea că a pățit-o Rapidul. Apropo de în anul ultimului titlu, a apărat Răzvan Lucescu. Răzvan Lucescu care era vicepreședintele clubului. Deci așa a trebuit să intre și să apere pentru mai că n-avea cu cine. Da, pare... Nu stau în picioare ce ți-a scris acolo. Nu stau în picioare. Nu stau în picioare. Nu cred. Eu nu cred că îl vinde pe Dugan, zici. Eu cred că rămân amândoi. Fiindcă nu, da, poți să faci lucrul ăsta. Vede. Știi, hai să ieșim totuși din... Sau dacă îl vinde, are timp să mai ia încă unul. Să mai ia până cineva. Da. Mai e o lună. Să ieșim din nebunia asta cu Rapid. O să... Eu am terminat, pot să plec. Nu, vreau să tot pentru tine. Să-ți lansez asta cu Budescu. Dacă vezi la Farul să reușească ceva, facem și legătura cu Cupele Europene. Păi Alibec, pune-l pe Alibec. Dacă Gica a crezut în el și se va pregăti bine și va slăbi, fiindcă Budi trebuie să slăbească, cu siguranță poate să facă diferența. În campionatul nostru, Budi, ce să, n-ai văzut că dă goluri din parcare? Lovește cineva mingea mai bine ca Budescu? Dacă va slăbi, și cred că din respect pentru Gica, din ceea ce știe Gica, cum știe să vorbească cu jucători, și ea, cu siguranță Gica nu e nebun când n-a fost nebun când l-a vrut pe Budescu. Da. Și să refac acest cuplu cu Alibec. Da, revenim după ce l-ascultăm și pe Ioan Andone, nu? După meciul de ieri și o să revenim pe marginea meciurilor de la mijlocul săptămânii. Sunt foarte importante. Nu ocolim nici ceea ce a făcut Dorinel Munteanu cu Oțelul. A luat un punct, de fapt, Șepșii a salvat un punct cu Oțelul, dacă e să ne gândim când a fost egalat.